Și cred că punctul cel mai important pe care, ca să sintetizăm așa, este că nu numai din punctul de vedere al acestei formule de finanțare în parte prin donații de la public, de la cititori, ci și prin cum a fost, cum arată cifrele de audiență, noi putem să susținem și să demonstrăm mai mult decât orice alt produs media, trăit în România și în online, evident, în ultimii mulți ani, că Recorder cu voi este o publicație construită de jurnaliști împreună cu cititorii, cu publicul, cu publicul lor. Publicul șeruiește, interacționează, distribuie și promovează conținutul mai mult, repet, decât orice altă publicație, nu între publicațiile de tipul Recorder, din categoria, să zic, jurnalism independent, publicațiile ținute de jurnaliști, numai de jurnaliști, cum e Recorder, sau deținute și de jurnaliști printre alții, cu Mogul sau fără Mogul, dar și mă refer și la publicațiile din mainstream, publicațiile tradiționale, legate de televiziuni, de ziare, de reviste, titluri mari în România. Din punctul ăsta de vedere, Recorder are de departe cea mai activă, nu știu cum să folosesc ce formulă, cea mai angajată comunitate. Avem deja, în următoarele zile, o să atingem 100.000 de followers și curând și 100.000 de like-uri, de fani, care nu e cea mai mare comunitate în jurul unei publicații de presă online, pe Facebook, dar e cu siguranță cea mai activă. Rata de engagement, cum se cheamă, la Recorder, este de 7-8 ori mai mare decât următorul plec, cel puțin pe un tablou așa făcut cu principale titluri și mai noi și mai vechi din presa românească. Pe locul 2 după noi e Republica, noi avem un coeficient de 4 aproape, 3,98 rate de engagement pe luna decembrie, ultima lună. Republica e undeva la 0,5, deci de 8 ori mai mic decât la Recorder, iar toate celelalte, continuând cu Digi24, Hot News, nu spun chiar în ordine exactă, și Adevărul, știrile Pro TV, deci marile instituții de news din mainstream-ul presei române, sunt semnificativ mai jos decât e Republica, de exemplu. Cum monetizăm? E simplu. Asta este o foarte coerent, ce am descoperit în aceste 6 luni, foarte coerent viziunea noastră de a monetiza, mă refer în primul rând la publicitate. Și din punct de vedere, noi am distrus un mit, poate că o să mai vorbim de mituri care sunt contrazise, cel puțin acum, la început, o să vedem, nu e definitiv, nu sunt sentințe astea, dar cel puțin pe acest început am contrazis unul dintre mituri că publicitarii, piața de publicitate, brandurile mari comerciale, nu încurajează atât de tare și nu sunt atât de prietenoase cu jurnalismul ăsta quality, cum spunem noi, jurnalismul de referință, accountability journalism. Asta e contrazis de ce s-a întâmplat în astea 6 luni. Am avut 3-4 parteneri cu care am făcut proiecte de branded content foarte mari și, ca să-ți răspund la întrebare, cu ajutorul publicului, evident, care apreciat și acest tip de conținut susținut de Petrom, de Aqua Carpatica sau de Unicredit, avem audiențe pe Facebook care, încă o dată, sunt generate și de calitatea jurnalismului, de aprecierea pe care publicul, fanii noștri, văd, dar și de faptul că i-au interacționat cei mai mulți dintre ei și au ajutat la răspândirea acestui conținut. Îți dau câteva cifre din, repet, campanii de branded content. Un filmuleț într-o campanie susținută de Aqua Carpatica, lecția de la Holcen, să fim acum primar de la țară care face lucruri speciale acolo, 908.000 de vizualizări, o cifră foarte mare pentru Facebook-ul românesc. Antreprenoriatul salvează Roșia Montană, povestea unui antreprenor, tică, destul de cunoscut, din Roșia Montană, într-o campanie susținută de Unicredit Bank România, 1,2 milioane vizualizări pe Facebook. Simulăm CSRA, un reportaj, analiză în deschiderea unei campanii mari România Meseriașă și susținută de OMV Petrom despre problemele învățământului vocațional din România, 629 de vizualizări. Iată, ăsta e răspunsul. Așa vom folosi și de acum faptul că noi avem un schimb de energie, așa cum trebuie să se întâmple în jurnalismul bazat pe încredere, acest tip de jurnalism quality. Faptul că asta e definiția, până la urmă, cred, a jurnalismului de
bazat pe încredere. Faptul că reușești să obții, să implici prin acest transfer de încredere public și că publicul ajută la distribuirea conținutului, după cum prin implicarea sa îți ajută ca tu să dezvolți în continuare idei, să pleci de la ponturi ale cititorilor, de la încurajări uneori ale lor și așa mai departe. Cifrele astea chiar o să apară în raportul nostru și atunci, măcar din aceste procente, oricând ar putea lumea să își dea seama. Avem, cred, sper să nu greșesc, că nu știu că am cifrele la mine, avem 17 și cu 4.000, cu 21.000 bani din donații, din diferite formule de donații, nu mai intru acum în amănunte. Și deci dacă asta înseamnă o treime, la care mai adăugăm în jur de 40.000 venituri din publicitate. Pe scurt, 2018 înseamnă așa, din punctul ăsta de vedere, noi trebuie să fim transparenți și nu avem niciun motiv în momentul ăsta, numai cu partea legată de donații. Acolo trebuie să raportăm la leu ce se întâmplă, la dolar ce se întâmplă. De asta am și înființat o asociație, există asociația Reporter Community care administrează acești bani, pe lângă societatea comercială care este publisher-ul site-ului Reporter. Deci, dacă vreți, o parte din conținutul Reporter este susținut din veniturile din publicitate, deci dacă vreți, dintr-un comportament strict comercial, clasic pentru o publicație online care e bazată pe veniturile din publicitate, dar o altă parte, probabil, dacă stăm să vulgarizăm la nivelul cifrelor, o treime, dacă vreți, din conținutul site-ului Reporter, este grație donațiilor făcute cele mai multe de citori. Avem și câteva firme care au donat sume, nu intru acum în amănunte, ori legat de faptul că își pot deduce 20% deci parte din profit, în felul ăsta, din impozitul pe profit, sau pur și simplu pentru că au făcut, oricum toate au făcut asta, să încurajeze să susțină un proiect ca Reporter, dar în diferite formule, luat parte și la un pitch, nici noi nu ne pricepeam la asta, pitch de donator, e o specie și asta, am învățat lucruri noi. Dar ca să revin la 2018, pe scurt, lucrurile s-au cam așa. În continuare, aproximativ o treime din veniturile pe anul ăsta trebuie să vină din donații, restul de 70%, 60-70% din publicitate. Cam astea sunt cifrele pe care se bazează business planul site-ului Reporter pe 2018. Dacă mă întreb și de cifre, pot să-ți spun că, evident, nu vorbim aici de milioane de euro. Vorbim de o cifră cumulată, publicitate plus donații, de venituri în jurul a 250.000-300.000 de euro pentru anul 2018, pe care se sprijine numai acoperirea costurilor noastre actuale și, știi cum spuneam, dezvoltarea în continuare prin angajarea într-un ritm pe care, pe de-o parte, noi să-l putem susține și, pe de altă parte, să nu aibă explozii așa dintr-o dată. Și spuneam, acum suntem nou, sperăm că așa arată business planul, că la sfârșitul anului să fim undeva până în 14-15 oameni care lucrează aproape zi de zi sau în fiecare zi pentru Reporter, la care se adauge și colaboratori. Cam asta sunt cifrele. Reporter se sprijină pe mulți prieteni, s-a sprijinit pe mulți prieteni și multă lume ne-a ajutat. Nu avem noi timp să mulțumim tuturor, pentru că totuși într-un astfel de proiect ajută oameni și la contabilitate și la resurse umane și pentru a avea o mică redacție și pentru... Evident că toate astea costă, multe dintre astea costă bani, dar în unele cazuri am primit ori un preț foarte corect, ori chiar s-a mai întâmplat să primim și sprijin pro bono. Un astfel de parteneriat pentru primele 4-5 luni, care într-adevăr a costat mai mult în administrarea publicității, din punct de vedere a serverului și așa, este parteneriatul pe care noi l-am avut, pe care ne-am sprijinit încă din toamnă cu colegii noștri de la Internet Corp, care sunt publisher, dar au și o regie importantă în piața de publicitate. Vom da un anunț chiar
astăzi, zilele astea, din partea Internet Corp, către toată piața de publicitate, din partea Internet Corp și Reporter, în care anunțăm acest parteneriat din 2018, nu se mai limitează la administrare, cum s-a întâmplat în toamnă, pentru că noi acolo am avut doar 3 parteneri, pe care bună parte i-am obținut prin discuții directe, dar de la 1 ianuarie 2018, de acum, de zilele astea, noi ne deschidem pe piață către orice fel de partener, ca orice produs media, evident, cu specificul nostru și cu politica noastră de vânzări, de parteneriate, de publicitate. Și Internet Corp ne reprezintă, în special, pentru relația cu marile agenții și cu piața convențională de publicitate. Evident că asta înseamnă că ne vom întâlni și noi cu piața, ne vom sta în redacție și, sau eu cel puțin ca publisher, dar aveam nevoie de un astfel de sprijin și l-am obținut, o să facem anunțul chiar zilele astea. Acum, cu 2, cu 3, cu 9 oameni în echipă, mulți ar putea să spună, da, ați făcut lucruri frumoase, ați făcut lucruri în 6 luni, într-un an, poate că o să mai faci o vreme, dar sunteți mici și totdeauna proiectele mici, mai ales într-o perioadă în care încrederea în media și în același nevoia de jurnalism sănătos și de încredere sunt foarte, foarte importante, e normal să fiți simpatici. E normal să păreți personajul pozitiv, pentru că sunteți mici, acum creșteți. E important, și asta e problema majoră, este ca noi aici să creăm o instituție. Chit că ea va avea 9 sau 20 de jurnaliști, peste un an, peste 2, peste 3, dar această instituție media, cu din ce în ce mai mult conținut, cu din ce în ce mai mult schimb din acesta de energie, de influență, de încredere cu publicul, să-și facă datoria pe care își face o să informeze corect și în felul ăsta oamenii se simtă nu numai mai informați, că nu e vorba numai de informație aici, ci și mai siguri, mai safe între ei, împreună, într-o comunitate, în jurul unei publicații cum e Reporter.